Român de aproape și român de departe, bun venit la o nouă întâlnire sub genericul articolul 7. Articolul 7, Constituția României, drepturile dumneavoastră ale românilor stabiliți în străinătate. Cu toții și mai ales românii din Europa, sărbătorim mâine, 9 mai, Ziua Europei. Inima Europei bate acum într-un oraș din România, la Sibiu. La Sibiu, acolo unde are loc summitul european, una dintre cele mai importante reuniuni sub președinția României la Consiliul Uniunii Europene, summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană. Și, de fapt, așteptăm mâine de acolo să vedem cum va fi viitorul Europei. De asemenea, aș vrea să discutăm în următoarea oră și jumătate despre subiecte care vă privesc în mod direct pe dumneavoastră, să încercăm să răspundem la întrebări cum ar fi ce se știe despre diaspora în spațiul public românesc și care sunt problemele asociate migrației. De ce nu avem politici de migrație sau poate avem? La aceste întrebări vor răspunde doi reputați specialiști, doi oameni care sunt în domeniile lor extraordinari și credeți-mă, nu exagerez cu nimic acest lucru. Îmi face mare plăcere să-i salut din nou în studioul de la TVR Internațional pe doamna profesor Gabriela Drăgan. Bună seara, doamnă profesor! Bună seara! Doamna Drăgan este profesor de relații economice internaționale la Academia de Științe Economice, la această catedră, și de aproape 12 ani director general al Institutului European Român. Deci, iată expertiză pe acest domeniu. Domnule profesor Dumitru Sandu, mai că aș vrea să fac sociologie pentru a vă avea pe dumneavoastră îndrumător, pentru că aveți harul și darul de a-i apropia pe tineri, de a implica în cercetările dumneavoastră și ați format generații de sociologi care au rămas în țară, care au plecat. Este o onoare să fiți împreună cu noi. De câți ani la Catedra de Sociologie a Universității București? De două vieți. De două vieți. Bine v-am regăsit în discuția de față și oricând veniți la facultate, discutăm. Niciodată nu e prea târziu. Nu ies la pensie niciodată, deci e în ordine. La Academia de Științe Economice va fi mai greu pentru că nu stăpâneți matematicile, dar la dumneavoastră vin. Da, tot predau și statistică, nicio problemă. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest simbol și haideți să începem cu acesta, doamnă director general Gabriela Drăgan. Nicio exagerare, inima Europei bate într-un oraș din România de Ziua Europei la Sibiu. Drumul către Sibiu și mai departe, spuneați dumneavoastră. Spuneam eu, spuneau liderii europeni. Într-adevăr, inima Europei bate la Sibiu. Este perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene și, în mod tradițional, pe perioada oricărei președinții la Consiliul Uniunii Europene, există și un summit informal în capitala sau într-un oraș important al țării care deține președinția. În cazul nostru este vorba de Sibiu. Iar momentul este unul extrem de interesant, extrem de important, pentru că discutăm despre cum ar trebui să arate Uniunea Europeană în perioada următoare, cu două săptămâni înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Discutăm despre cum ar trebui să arate Uniunea Europeană într-un moment în care, iată, Marea Britanie nu este alături de liderii europeni, dar iar este totuși alături de Uniunea Europeană pentru că va participa la alegerile pentru Parlamentul European. Deci este un moment interesant, extrem de complicat și responsabilitatea îi revine și României să asigure condiții corespunzătoare pentru ca discuțiile care vor avea loc mâine să se desfășoare cât mai bine. Se așteaptă o declarație, să fie adoptată o astfel de declarație care să traseze niște linii de, să spunem așa, strategice pentru perioada următoare. Bănuiesc că o să discutăm și despre ceea ce a apărut deja în presă. Avem deja câteva linii trasate de
Comisia Europeană, avem și o poziție a Consiliului European, Donald Tusk a venit cu câteva puncte de vedere, Jean-Claude Juncker de asemenea, deci putem să discutăm despre ceea ce gândim că ar urma să se întâmple în perioada următoare, da. O vom face imediat după ce o să rog pe domnul profesor Dumitru Sandu să vedem în acest context în care se va discuta cu siguranță și despre migrație, pentru că iată este una dintre provocările actualei președinții rotative deținută de România. Un subiect tot mai arzător care trebuie gestionat. Ne aflăm la 4 luni de zile experiență de proces de exercitare a președinției Consiliului Uniunii Europene și deja s-au acumulat, chiar și pentru noi cei care suntem, în cazul meu, în afara participanților activi la aceste discuții, s-au acumulat informații și cred că este o bună ocazie să vedem tematica migrației, tematica diasporei, cum se încadrează în această dezbatere despre viitorul Uniunii Europene, despre parcursul pe care l-am avut și, evident, în afară de procesul de exercitare a președinției, este și celălalt proces al pregătirii de alegeri, intrare în alegeri europarlamentare și cred că este o bună oportunitate să vedem două teme de importanță mare, migrație și diaspora, cum se încadrează în discuția de față. Putem porni de unde vreți. Vedeam o legătură mai mare între președinția Consiliului Uniunii Europene și tematica migrației, iar tematica cealaltă a diasporei e mai legată de tematica internă a alegerilor. Și atunci haideți să vedem puțin cum este cu, vă și spun, cum să zic, direct ce am învățat eu în ultimele 4 luni de zile, în calitate de cititor de documente rezultate din reuniuni formale sau informale pe această temă, sau în calitate de participant la astfel de discuții. Migrația. E o dezbatere în România, firească, normală, că de fapt una peste alta trebuie să învățăm și după ce învățăm să facem politici publice, naționale, europene mai eficiente. Ce am învățat din aceste discuții de 4 luni de zile în baza experienței proprii în legătură cu migrația? Aș trece direct la o temă care e fundamentală. În mare, problemele sunt cunoscute. Marea provocare, ca să nu mai tot zic problemă, dar tot problemă este, marea provocare este de unde pornești ca să ai politici publice eficiente în România pe tematica migrației, pe tematica diasporei. Și documentele de care vorbeam mai devreme, circulate în cadrul reuniunilor formale sau informale, oferă puncte de sprijin utile, de la care cred că ar trebui pornit. Care e dezbaterea? Dezbaterea este așa. Știm din multe studii, sondaje, că nu e vorba numai de faptul că avem 3.600.000 de români în străinătate, diaspora românească. La fel de important e faptul că există un potențial de exod al tinerilor din România foarte mare. Eu combin aici informații din ce am aflat cu cercetări făcute în perioada anterioară. România trebuie să răspundă rapid la întrebarea cum faci să reduci din potențialul plecării tinerilor calificați din țară. Și începem să vedem ce am putut afla în dezbaterile pe care eu le știu din ultimele 4 luni de zile pe această temă. În România, deschis sau voalat, dezbaterea este de ce pleacă.
motivație economică, salarii, numai salarii, venituri, sau mai e și altceva? Cercetările pe care le avem, că n-am descoperit acum lumea, totuși, cercetările sunt făcute de mai multă vreme, eu mă bazez în ca să fac legătura directă cu dezbaterile de la președinția Consiliului Uniunii Europene, mă bazez pe câteva dintre materialele pe care le-am putut citi fără să particip direct la o întrunire, reuniune ECOFIN. Da? Consiliul administrațiilor financiare, afacerilor economice și financiare. De acolo am reținut o informație care merită să fie pusă în discuție publică, limpede, care zice ceea ce noi știam, dar în mediul local românesc de decizie, destul de rezervat primită, ideea că, în special, tinerii calificați nu mai pleacă numai din motive economice, pleacă și din motive sociale. Adică ce? Socialul ca atare e un concept difuz, fuzzy. Cercetările la care fac referință acum, din documentele pe care le-am văzut la reuniunea ECOFIN, spun un lucru foarte important, cu recomandare directă. Și mă bucur că am ocazia să zic și pe acest canal această idee care e de utilitate nemijlocită pentru politici. Deci am ieșit din zona festivă. Suntem în zona de ce am învățat și ce putem face mai departe. Recomandarea studiului respectiv este: întăriți instituțiile publice în societățile de unde pleacă mulți tineri, pentru că una dintre motivațiile plecării lor e legată de slaba funcționare a instituțiilor publice, adică, în special, cele legate de administrația publică. Întăriți administrația publică, vedeți ce este cu școlile, vedeți ce este cu spitalele, lucruri care, evident, se discută la noi, numai că aveți de întrebat ceva, mă opriți oricum, eu sunt profesor, vorbesc mult. Da, aș vrea să revenim imediat la acest subiect, să intrăm în dialog și cu doamna profesor și doamna, chiar dacă este directorul general al Institutului European, tot profesor e. Și revenim imediat. Iată exact ce spunea domnul profesor despre tineri. La Sibiu, unde astăzi a avut loc un summit al tinerilor, tineri care s-au întâlnit cu oficialii europeni, cu președintele României. Să rămânem puțin la ziua de astăzi, acest summit al tinerilor și declarațiile zilei de astăzi, care unele poate ar anticipa ziua de mâine, și apoi revenim la cercetările sociologice, care până la urmă sunt o oglindă a noastră. Educație, sănătate, administrație. Vă rog. Pot să fac și un comentariu chiar legat de migrație? Vă rog, dar subiectul este unul extrem de incitant și, sigur, putem să discutăm pe de o parte despre problema migrației în România și, de regulă, discutăm despre ieșiri, că astea sunt cele care ne preocupă, mai puțin despre intrări. La noi intrările nu cred că sunt atât de semnificative, însă la fel de bine cred că putem să discutăm despre problema migrației în Uniunea Europeană și mai ales despre ce au însemnat fluxurile migratorii în 2015-2016, și foarte mulți analiști au arătat că până la urmă una din cauzele Brexitului a fost reprezentată și de, să spunem, nesiguranța, lipsa de securitate care a apărut pe fondul acestor fluxuri masive de emigranți în anii 2015. Deci lucrurile sunt amestecate, sunt întru totul de acord cu ceea ce spune domnul profesor, că în momentul în care tinerii din România părăsesc țara, nu părăsesc numai din motive economice. Cu siguranță că nu o fac numai din motive economice, chiar discutam mai devreme, tinerii trăiesc într-o structură, într-un sistem. Tinerii folosesc servicii educaționale, folosesc servicii medicale, merg pe drumurile patriei, folosesc trenurile patriei, avioanele patriei și așa mai departe. Deci ei trăiesc într-un sistem, într-o structură. Și ar fi exact piramida lui Maslow. Ei nu au nevoie numai de un anumit, știu eu, nivel de trai, o anumită sumă de bani. Au nevoie și de o recunoaștere socială, trebuie să trăiască într-un sistem care să-i recunoască și
care să-i valorizeze. Deci, în cazul tinerilor din România, lucrurile sunt extrem de complicate, dar dacă e să ne gândim la problematica europeană, ea rămâne în continuare o problematică nerezolvată, că spuneam mai devreme, pe 30 aprilie a fost publicat un raport de către Comisia Europeană în care încearcă, sunt identificate direcțiile strategice de evoluția Uniunii în perioada următoare și raportul Comisiei scoate în evidență și câteva neîmpliniri. Una din neîmpliniri este cea legată de pași foarte firavi făcuți în direcția unei politici comune de azil și migrație. Este un subiect pe care Comisia Juncker cu siguranță îl va transfera viitoarei Comisii Europene, pentru că pe această zonă, din păcate, asta am putut constata că solidaritatea se manifestă diferit, fricile sunt diferite și cred că putem discuta despre ce a însemnat să primim migranții, cum am fi putut sau nu să împărțim niște sarcini comune și ce ar fi de făcut în continuare. V-aș propune, pentru că este o seară a universitarilor acum și revenim la Sibiu, să o ascultăm pe doamna profesor Dana Diminescu de la Paris, care a participat, a fost moderatorul mesei rotunde Ce știm despre diaspora românească, organizat de administrația prezidențială, și apoi să vedem și penultimul eurobarometru pe întrebarea cât de fericiți sunteți că v-ați născut în țara, că e România, că e Polonia, că este Ungaria. Să ascultăm mai întâi două voci de la masa rotundă Ce știm despre diaspora românească, doamnele Dana Diminescu și Sandra Pralung. Vorbeați despre migrantul dezrădăcinat care nu mai are actualitate sociologică, spuneați dumneavoastră, cu vreo 17 ani. Prin jur de 2000, au apărut noile tehnologii, migranții s-au echipat, în special cu un telefon mobil și începând de la acel moment, ca să spun așa, teoriile de migrație care făceau o carieră în sociologia migrației, cea a migrantului dezrădăcinat, nu mai se suprapuneau corect cu realitatea empirică, deci cu ce găseam pe teren. Migrantul, ca să spun foarte repede, nu mai era dezrădăcinat. Nu-și mai, când vorbim de migrantul dezrădăcinat, spunem că își taie rădăcine când pleacă, nu? Și nu ajunge să se integreze în țara în care ajunge. Ori telefonul și noile tehnologii care fac că te poți conecta oricând, de oriunde și poți să treci dintr-un mod de existență în alt mod de existență, într-un mod instantaneu și poți să fii în tot timpul accesibil, a schimbat raportul la spațiu, a schimbat raportul la teritoriu și a făcut că poți să fii prezent mai mult decât înainte. Deci nu spun că absența nu mai face parte din configurația migrantului, spun numai că ea are altă calitate astăzi și că suntem din ce în ce mai prezenți în țara de origine și ne putem conecta mai ușor cu societatea din țara de destinație. Cam asta e repede, așa se rezumat ceea ce susțin în manifestul acela epistemologic, care era nou în 2003 când l-am publicat, după ce am creat un program ca să apăr teza aceasta și astăzi, în fine, știți că se predă prin toate universitățile și a devenit un adevăr epistemologic. Prin 90 vorbeam de diasporă ca de o boală foarte rușinoasă. Și astăzi vorbim despre o comunitate care e conectată, care se conectează des, chiar și uneori, în fine, într-o formă mai mult sau mai puțin efemeră, dar se conectează la România și se conectează între ea și noile tehnologii nu fac decât să amplifice și să augmenteze legăturile dintre noi și noi. Mulțumesc echipei și interesului televiziunii române pentru această comoară, adevărată comoară, acest capital extraordinar pe care îl reprezintă diaspora românească pentru dezvoltarea și pentru modernizarea României, astfel încât să nu ne mai dorim să plecăm, ci să ajungem la nivelul la care sunt țările în care pleacă românii și asta o putem face
ascultând și învățând și primind în comunitățile noastre pe cei care se întorc și vor să contribuie. Vedem un studiu care arată, de care am aflat fiind în Spania, care arată cum comunitățile de români din străinătate se implică deja în comunitățile, în asociațiile locale. Aici avem exemplul țării Făgărașului, dar sunt multe alte zone. Cunosc români din Anglia care se implică la Suceava, cunosc multe comunități care au legături din acestea bilaterale, în care românii din străinătate aduc cunoaștere, aduc expertiză, dar aduc și cărți, aduc și materiale didactice pentru copiii din România și în, la rândul lor românii de aici beneficiază de conexiunile, de contactele pe care le au românii din străinătate, de carnetul lor, de adrese, de deschiderea pe care le-o pot furniza pentru a vinde produse, pentru a vinde servicii. Deci e un, un târg din ambele părți care e benefic tuturor. Avem dorința de a mobiliza energiile astfel încât să putem să beneficiem de acest tezaur pe care îl reprezintă românii. Și mai e ceva. Această, am văzut exemplul Rareș, Burlacu, care vorbea de cât a făcut lobby-ul indian în Canada. Aceste exemple se petrec peste tot. Ne trebuie ca comunitățile românești să fie mai coezive și mai implicate pe plan local, nu doar cu România, dar pe plan local, care să le fie mai bine acolo unde sunt. Am văzut din studiile acestea că, de exemplu, asociațiile românești suferă de lipsa conectivității. Asta ar trebui să ne dea de gândit. Ne trebuie, deci, să facem programe pentru a-i familiariza cu utilizarea social media. Vedem că ei nu accesează suficient fondurile disponibile pe plan local din țările gazde. Haideți să îi trainuim de cum să acceseze fonduri, cum să facă fundraising. Deci, în momentul în care știm cine sunt românii din străinătate, în care vedem comunitățile în, în acțiune, știm și ce nevoi au și cum să le servim, deservim aceste nevoi. O concluzie, domnule profesor, a acestei mese rotunde, ce știm despre diaspora românească, foarte, foarte pe scurt, pentru a vedea apoi cum e cu fericirea. Nu înainte de a mai face un comentariu, am luat deja modelul doamnei profesoare care mi-a convenit. Noi tot discutăm despre migrație. Strict vorbind, atâta vreme cât migrația este în principal în interiorul Uniunii Europene, e mobilitate. Da, deci facem precizarea asta în așa fel încât să nu ne critique cineva că nu știm, știm. Dar pe de altă parte, discuția se duce în termen de migrație pentru că discutăm și despre migrația în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene și în afară de corectitudine politică mai este și tradiție științifică și atunci mergem cu migrație. Deci ca să fie limpede această chestiune. Concluzia în legătură cu diaspora, am participat la dezbaterea din care am primit relatări, aș lăsa-o ceva mai încolo. Deocamdată
e clar că vin peste noi problemele și că numai o oră și jumătate nu-i de ajuns. Dar câteva lucruri trebuie punctate. Aș vrea să duc la capăt ideea pe care am început-o. Pe ce bazăm? Să presupunem că începând de mâine sunteți prim-ministru. Și eu consilierul dumneavoastră. Ce aș putea să vă zic pe această temă? Am zis mai departe, întăriți instituțiile, o linie, doi. A doua recomandare pe care, în baza ceea ce am citit din documentele care au stat la baza discuțiilor formale, informale, a doua recomandare ar fi, uitați-vă la stările de spirit, indicatorii subiectivi ai tinerilor, gen fericire. Vom ajunge imediat la fericire, dar înainte de a... Mă bucur că ați adus în discuție tematica fericirii, aparent fără legătură cu migrația. Mă bucur pentru că aveți dreptate, simplu. Dar înainte de asta, aș spune că cercetările pe care le avem, le știm, arată că, de fapt, în afară de indicator de gen PIB per capita, produsul intern brut pe cap de locuitor, confirmarea va veni imediat, sunt sigur, din partea stângă și din partea dumneavoastră, funcționează din ce în ce mai mult un indicator de capital de fericire la nivelul unei națiuni comparabil cu PIB-ul per capita. Deci încep să fie judecate lucrurile la nivel global din punct de vedere al stocului de satisfacție cu viața, de fericire. Haideți să... N-aș vrea să trag concluziile acum pe ce au zis colegele mele, pentru că e tematica diasporei. Și poate mai facem o emisiune aplicată numai pe această ajungem tematică. Acolo. Ar fi interesant. Ajungem și acolo. Dar dacă tot m-ați întrebat înainte cum e cu fericirea, exact, așa... Eu fiind structural un optimist, îmi convine foarte tare tematica fericirii într-o discuție care e grea, e fără soluții, fără ieșire, dar e interesant. Ați menționat un eurobarometru, o întrebare de acolo, care sună cam așa. Cât de fericit vă simțiți pentru faptul că v-ați născut în Polonia, Ungaria, România, Germania, etc., etc. Unde stăm noi, domnule profesor? Pe ce loc? Stați că vă zic. Și nu vom fi foarte fericiți, nu? Când vom afla răspunsul. De ce nu vă grăbiți? Stăm rău. Stăm rău, dar nu cel mai rău. Deci în ce companie stăm? Atunci stăm ce formulez? Am prevăzut întrebarea dumneavoastră de acasă și am venit cu tema făcută. Care sunt cei mai fericiți europeni? Nu numai că știu care sunt cei mai fericiți, da, țările scandinave. Bun, și noi? Și Luxemburg. Și la polul opus se află cel mai jos Ungaria, ceva mai sus Bulgaria, urmează România, urmează Croația. Croația este nou vecin de stare de spirit, de comportamente din Estul Europei, de ce așa ne spune doamna profesoară. Bun. Dar aș vrea să duc ideea la capăt. Am zis în grabă mai devreme din greșeală, dar e corect, că eu sunt și profesor de statistică. Ca să întăresc mai tare ceea ce zic. Exercițiul pe care l-am făcut acasă, cu prietenul meu cel mai bun, calculatorul, a fost să văd cum e cu efectul de țară asupra declarații individuale, eu sunt fericit, nefericit că m-am născut aici, în această țară. Și printr-un gen de experiment, control statistic, regresie multiplă, nu ne aude nimeni, am dat la o parte efect de educație, efect de vârstă și am rămas cu efectul de țară. Și am aflat cam același lucru. Că, practic, pentru țările menționate, mai devreme, pur și simplu un complex de aranjamente instituționale, cultură de lungă durată, fac să ai
starea de fericire, nefericire, influențată foarte mult de țara în care te afli, dincolo de educație și așa mai departe. Această idee pe care dumneavoastră ați provocat această chestiune, ea se leagă foarte bine de ce ziceam mai devreme. Atenție! Să zicem așa, mie îmi plac jocurile dramatice. Doamna prim-ministru, atenție... Din Polonia, de la Varșovia. De la Varșovia. Nu, asta am zis că da. Facem un scenariu exact. Și că ați putea fi prim-ministru. Bun. Și atenție la stările de spirit ale tinerilor. Deci ideea, încă o dată, că rezolvăm, reducem potențialul de plecare al tinerilor numai pe măsuri economice, nu lucrează. Ce spuneam cu fericirea întărește foarte tare această idee și e clar că trebuie văzute lucrurile și de aici. Legăm ceea ce discutăm acum și de informația prezentată anterior de către colegele mele Dana Diminescu și Santa Pralong sau mergem la sau comentariul la comentariul la comentariul la doamna profesor Drăgan și iar revin la acel summit al tinerilor și la declarațiile zilei de astăzi de la Sibiu. Și v-aș întreba înainte de toate, în acest peste un deceniu de expertiză pe zona integrării europene, pentru că până la urmă sunteți printre cei mai valoroși experți pe integrare europeană, care a fost cel mai fericit moment profesional? Bună întrebare, că în felul ăsta pot și eu să spun la rândul meu. E fascinant să discuți despre fericire, e foarte greu să o definești, e foarte greu să o măsori. Ar trebui întotdeauna probabil să o relaționez cu alți indicatori. După știința mea, mai există și rata sinuciderilor și mulți alți indicatori pe care îi poți pune în relație cu fericirea. Poate mai degrabă mulțumirea să o măsori cu ceva, că ar fi mai simplu. Cât ești de mulțumit că trăiești undeva sau de fericirea, mi se pare foarte greu de măsurat. Știu că există astfel de indicatori, pentru că pe de altă parte, dacă tot e să vorbim de indicatori, sunt și multe, multe nemulțumiri vis-a-vis de indicatorii tradiționali, cât e de, știu eu, potrivit PIB-ul pe locuitor pentru a reflecta nivelul de viață dintr-o țară, dacă e bine să creăm și alți indicatori, indicatorul dezvoltării umane, al fericirii și așa mai departe. Dar domnul profesor, fiind și profesor de statistică, evident că va apăra, știu eu, poziția indicatorilor. Eu, fiind la relații economice internaționale, am încredere și în instrumentarul obiectiv, dar îmi dau seama în același timp că și instrumentarul obiectiv are foarte multe limite. E foarte important să vezi cum anume definești, în ce perioadă, ce introduci în acel indicator, că altminteri poți de regulă demonstra cam tot ce vrei cu indicatorii. Depinde cum îi faci și nu vreau să distrug nimic. Atâta doar că se poate întâmpla și asta. 300 de tineri am înțeles că s-au întâlnit astăzi la Sibiu și au discutat cu președintele Comisiei Europene, că au fost foarte multe întrebări extrem de interesante. Am urmărit și eu un reportaj și am înțeles că au fost foarte multe, o discuție interactivă și o discuție foarte, foarte vie. Cred că e o foarte fericită, știu, prefațare a discuțiilor de mâine. E ușor de spus, poate părea un slogan, discutăm despre viitorul Uniunii Europene și viitorul este, de fapt, ce? Viața celor care astăzi sunt tineri și care mâine vor trăi în acel viitor despre care discutăm. Deci faptul că au fost invitați și că discuția de mâine este prefațată de o discuție cu cei 300 de tineri, mi s-a părut o idee extrem de fericită. Împreună cu noi acum la telefon, doamna profesor Drăgan, domnule profesor Dumitru Sandu, este un alt universitar, am spus că este o seară a universitarilor, ne face o deosebită plăcere tuturor să vă salutăm, domnule ministru Vasile Pușcaș, negociator șef al României cu Uniunea Europeană și ministru al Integrării Europene. Domnule profesor, cred că om mai fericit ca dumneavoastră, bună seara, după ce ați încheiat capitolele de negociere, toate capitolele de negociere până la Consiliul European de la Bruxelles din decembrie 2004, nu cred că a fost, pentru că mai târziu, în aprilie 2005, la Luxemburg, a fost extraordinar. Bună seara din nou! Bună seara, sărmâinile și dumneavoastră și invitațiilor. Bună seara!
Sunteți acum acolo unde bate inima Europei. Dumneavoastră cel care, iată, ați avut un rol major pentru ca noi să fim în al 13-lea an de stat membru al Uniunii Europene. Da, mă bucur. Mă bucur foarte mult că suntem în Uniunea Europeană. Mă bucur că am rămas în Uniunea Europeană după atâtea aventuri pe care le-am avut în acești 13 ani. Și mă bucur foarte mult că la Sibiu vor veni liderii tuturor statelor din Uniunea Europeană, 27 de lideri plus liderii instituțiilor europene, să vadă că România nu este un loc exotic, chiar dacă există politicieni exotici, este un loc normal care dorește să avanseze, să progreseze și dorește să o facă într-un parteneriat deschis și sincer cu toți membrii Uniunii Europene și cu Uniunea în sine. Eu, cel puțin, am fost astăzi parte la discuțiile dintr-un panel al conferinței privind viitorul Europei și am vrut să văd și am văzut ce interes este față de căutarea răspunsurilor la întrebarea ce fel de Uniune va fi în viitor. Nu numai pentru cei foarte tineri, cum v-am auzit pe dumneavoastră, dar pentru toți și nu numai pentru români, ci și pentru toți europenii, pentru că mie mi-ar place să ajungem la stadiul de gândire în care să nu spunem noi și Uniunea Europeană, ci să zicem noi Uniunea Europeană, pentru că suntem în Uniunea Europeană. Văd foarte mulți demnitari, văd foarte mulți academici spunând relațiile României cu Uniunea Europeană, ca și cum ar fi o relație de politică externă și n-ar fi o atitudine a noastră care trebuie să se manifeste în sensul europenizării. Da, părerea mea este că la 15 ani după aderare vom putea să ne imaginăm când vom gândi de adevăratele în mod europenist. Cea mai mare provocare pentru mâine? Cea mai mare provocare pentru mâine este să se poată ajunge la un consens cu câteva mesaje foarte, foarte solide în ceea ce privește acest viitor al Uniunii Europene, pentru că există deja foarte multă dezamăgire, există câteva curente politice care sunt active și sunt chiar persuasive în rândul electoratului, inclusiv acelui tânăr, și ar trebui ca liderii să conștientizeze că n-au venit până la Sibiu doar să discute despre viitorul Europei, ci să dea un mesaj care să nu se mărginească la un context electoralist, pentru că suntem în campanie electorală. Eu nu, dar Europa este în campanie electorală pentru Parlamentul European. Să fie date câteva linii care să ghideze nu numai conducătorii statelor membre, dar și cetățenii, și mai ales să convingă și să trezească încredere, pentru că cetățenii au nevoie și de încredere în ceea ce privește discursul liderilor politici. Vă mulțumim foarte mult, domnule și eu vă mulțumesc, profesor Pușca, și vă mai așteptăm, vă mulțumim și vă transmitem și pe această cale recunoștința noastră pentru tot ce ați făcut dumneavoastră din decembrie 2000, capitol cu capitol, și mulțumim pentru felul în care ați negociat. Vă mulțumesc negociat. Pentru mulțumire. Cred că ar trebui să ne gândim cu toții să ne facem datoria față de țară. Mulțumim. Mulțumesc. Da. Simt o oarece amărăciune în vocea domnului profesor. Dacă suntem astăzi în Uniunea Europeană, în mare parte se datorează și eforturilor extraordinare făcute de domnul profesor în perioada în care a fost negociator șef. Simt o oarecare amărăciune și înțeleg acest lucru. Vorbea domnul profesor de faptul că mâine așteptăm un mesaj care să traseze niște
direcții de evoluție. Sigur, se așteaptă un astfel de mesaj. Spuneam mai devreme că au fost date deja publicității anumite materiale care ne fac să înțelegem cam cum vor arăta aceste declarații. Declarația de la Sibiu, de pildă, poziția exprimată de Donald Tusk a fost una cât se poate de clară în favoarea unității și solidarității. Nu există două Europe, nu există Estul, Vestul, există o Uniune. De ce asta? Pentru că sunt foarte multe curente centrifuge, asta putem simți, foarte multe fragmentare, lipsă de solidaritate, spuneam mai devreme. Deci ceea ce ar trebui până la urmă să înțelegem în acest moment este, Juncker spunea la un moment dat, că suntem în aceeași barcă. Și dacă dar mai divizați ca niciodată. Dacă realizăm că suntem în aceeași barcă și că în această barcă ne este până la urmă bine tuturor, nu văd de ce am dat găuri sub scaunul celuilalt. Ca și cum numai în zona lui barcă eventual s-ar scufunda, nu cu noi toți. Nu realizăm până la urmă că solidaritatea ne-ar feri pe toți de niște pericole mult mai mari decât cele, știu eu, care sunt legate de, nu știu, să spunem, o creștere a contribuției la buget, la bugetul Uniunii Europene, pentru că, sigur, asta a fost o temă care a ridicat foarte multe controverse. Iese Marea Britanie, cele 10 miliarde pe an, de unde le compensăm, mai reducem la politici, mai introducem noi taxe, suntem dispuși să introducem noi taxe. Lucrurile nu sunt deloc simple, dar pe de altă parte, dacă e să vedem totuși jumătățile pline de pahar și perioada lungă de prosperitate și de pace pe care am traversat-o împreună, cred că putem înțelege că lucrurile bune, și asta este poate de spus, că nu sunt întotdeauna pentru totdeauna. Cred că e un lucru pe care nu-l înțelegem, că dacă în acest moment trăim în pace, trăim în prosperitate, asta nu înseamnă că e un lucru pe care l-am câștigat pentru totdeauna, ci e un lucru pe care trebuie să-l apărăm, într-un fel sau altul. Iar declarația de la Sibiu, bănuiesc că ar trebui să traseze câteva direcții, dar pe de altă parte aș vrea să spun cu tot realismul de care sunt capabil în acest moment, declarația de la Sibiu vine într-un moment, spuneam la început, extrem de complicat. Deci vine cu două săptămâni înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Alegerile pentru Parlamentul European sunt cele care, în funcție de grupul politic dominant, vor arăta cine anume va fi președintele Comisiei Europene. Vom avea și un final de mandat pentru Donald Tusk. Deci avem un final de mandat instituțional pentru mai toate instituțiile europene. Deci mesajul ăsta, sigur, îl transmitem, nu aș spune că îl transmitem către un viitor incert, nedefinit, dar îl transmitem către echipe pe care încă doar le putem bănui. Nu le știm foarte exact, nu știm cine va fi președintele Comisiei, nu știm care va fi structura Parlamentului. Deci avem foarte multe semne de întrebare și trebuie să fim conștienți că ele există, într-adevăr, aceste semne de întrebare. Aș porni de la sintagma formulată de domnul profesor Pușcaș, nevoia de încredere. Îmi convine foarte tare, înainte de a face câteva comentarii pe ideea fundamentală pe care domnia s-a zis-o, îmi place discuția foarte tare și aș răspunde rapid la ideea ce faci cu fericirea care e foarte soft, e slab definită, e simplu. Pur și simplu, cea mai bună definiție a fericirii e cea pe care și-o dă cel care îți răspunde la întrebarea cât de fericit sunteți. Deci fericirea este ceea ce oamenii percep ca fiind bun. Există doar aceea definiții măsurabile, etc., etc. Deci, bun, pentru relevanța acestei măsuri super subiective, îmi vine în minte pe măsură ce discutam. V-am zis mai devreme ierarhia, țările scandinave pe primele locuri, țările menționate pe ultimele locuri, exact aceeași ierarhie, dar exact aceeași ierarhie, o găsim pe un indicator obiectiv, puternic, indicatorul de progres social măsurat pe ideea de scară Maslow, satisfacție cu calitatea serviciilor, etc., etc. Deci lucrurile se leagă între ele foarte puternic. Revin însă la nevoia de încredere. Domnul profesor spune, pe bună dreptate, consolidăm Uniunea Europeană în măsura în care sporește încrederea cetățenilor din statele membre în această structură instituțională.
fără îndoială că așa e. Comentariile care ne privesc direct ar fi următoarele. Haideți să ne uităm, dacă tot ați introdus Eurobarometrul în discuție. Cum s-a întâmplat? Ce este cu românii și încrederea în Uniunea Europeană? Vă propun să-i adresăm această întrebare domnului ministru Lazar Comănescu. Bună seara din studioul emisiunii Articolul 7, domnule ministru Comănescu. 10 ani dumneavoastră ați reprezentat România la Bruxelles, la Uniunea Europeană și NATO în cea mai dificilă perioadă, apoi ați preluat portofoliul externelor. Și iată, încet, încet, vorbim despre rescrierea viitorului Europei. Sunteți printre cei care știu mai bine ce datorează România Europei, dar și ce datorează Europa României. Bună seara, domnule Lazar Comănescu. Bună domnule seara, ministru. Stimată doamnă, bună seara dumneavoastră, telespectatorul dumneavoastră și, evident, distinșilor invitații care se află în platou. Îl voi ruga pe domnul Dumitru Sandu să repete întrebarea. E foarte interesantă. Bună seara, domnule ministru. Da, bună seara. Lămuriți-ne cum stăm cu încrederea românilor în Uniunea Europeană în parcursul de la primul an la anul 13. Sigur, dacă discutăm așa în termenii aceștia, față de 90% sau cât era înainte de aderare, procentajele au mai scăzut, dar este foarte, foarte important dacă ținem seama de evoluțiile la scară europeană, la ce se întâmplă și în alte state, în România continuă să fie, din punctul de vedere al cetățenilor, o apreciere pozitivă net superioară în celelalte state membre. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Pentru că România au putut să vadă în cei 12 ani de la aderare câte lucruri s-au schimbat în bine în această țară. Sigur, în bună măsură, descreșterea procentajului se explică prin faptul că față de ceea ce ar fi putut să beneficiem ca stat membru al Uniunii Europene, ne aflăm semnificativ sub ceea ce ar fi putut face și aici mă îndepărtez de politicieni care dau vina pe Uniunea Europeană, pe instituțiile europene și este în primul rând, dacă vreți așa, responsabilitatea noastră a românilor. Și în primul rând a guvernanților, celor care s-au perindat de-a lungul timpului și care puteau să elaboreze politici mult mai consistente, astfel încât în momentul de față România să fim la un nivel similar cu unele dintre țările care au intrat cu 3 ani înaintea noastră, dar care în anii 2000 nu erau deloc mai departe decât noi. Mă dau un singur exemplu, mi-aduc de aminte, prima dată când am fost în Polonia era prin 95 și din punctul de vedere al rețelelor de autostrăzi nu stăteau deloc mai bine decât noi. Astăzi, dacă le ducem, ne facem cruce. Așa, am dat doar un exemplu. De la Luxemburg către Sibiu și mai departe, iată acest parcurs, domnule ministru Comănescu. Discutam cu doamna profesor Gabriela Drăgan, directorul general al Institutului European din București, și cu domnul profesor Dumitru Sandu despre starea de spirit și ce se așteaptă mâine de la Sibiu. Vă rog. Evident că faptul că are loc acest Consiliu European informal aici, la Sibiu, are o semnificație deosebită pentru țara noastră și eu sper și ca și pentru Europa să se vorbească despre Sibiu în viitor, în ceva, în termeni similar cu așa cum s-a vorbit despre Roma, de exemplu, despre Lisabona sau despre Maastricht, când s-au făcut pași foarte importanți, începând de la Roma și trecând prin celelalte momente, dar și altele. Europa, în ciuda multor crize, totuși a făcut pași înainte. Și eu sper ca și Sibiu să rămână în istorie ca un moment de, cum să vă spun, de reluarea tempoului construcției europene, de revigorarea procesului integraționist european, pentru că orice s-ar spune, și putem să discutăm mult, știu, se dezbate foarte mult, mai ales pe fondul acestor emergențe, acestor curente anti-europene
anti-eurosceptice, din păcate și la noi în țară, dar nu există alternativă la o Uniune Europeană mai puternică. Și eu sper ca summitul de la Sibiu să se încheie cu un asemenea mesaj. Am văzut proiectul de declarație și eu cred pe care urmează să-l adopte cei 27 șefi de stat sau de guvern. Și sigur că da, astea vor fi linii orientative, este important după ceea ce se va întâmpla. Și aici, din nou, revine în primul rând modul în care se angajează și își asumă responsabilități liderii statelor membre ale Uniunii Europene. Aici este chestiunea esențială. Și asta este un lucru pe care vreau să-l subliniez, inclusiv și în mod deosebit în ceea ce ne privește guvernanților din țara noastră. Bun, domnule ministru, pot să vă pun și eu o întrebare? Fiind dumneavoastră la Sibiu și noi ceva mai departe aici în București, aș pleca de la scenariile care s-au tot discutat, cele prezentate în Cartea Albă. Din cele 5, știm foarte bine că a fost și al 6-lea, dar mâine ce tip de scenariu credeți că va fi până la urmă promovat? Deci, ce se întâmplă? Nu, deci să nu așteptăm ca mâine să se ia decizii cu bine la un scenariu sau altul sau la o manieră concretă sau alta în care urmează să acționeze. Vor fi 10 linii orientative și care țin seama de niște chestiunile esențiale de care depinde viitorul construcției europene. Respectiv, o uniune care să fie cu adevărat o uniune, fără divizări, o uniune care să se bazeze pe solidaritate, o uniune care să se bazeze pe soluții pe cât posibil comune și pot să continui. Deci vă spuneam că sunt 10 linii orientative. Urmează după aceea ca și după un schimb de vederi care va avea loc mâine în legătură cu agenda strategică a Uniunii Europene pentru 2019-2024 să se stabile, și care va fi aprobată la Consiliul European din iunie, să se stabilească exact direcțiile de acțiune și măsurile concrete. Să nu uităm că această agendă strategică este strânsă corelare cu viitorul cadru multianual financiar și evident că foarte multe vor depinde de maniera în care sunt și spre ce vor fi alocate resursele de care va dispune Uniunea Europeană. Și la același timp, revin și insist, este extrem de importantă atitudinea, asumarea de responsabilități de statele membre, de guverne și să nu, pe cât posibil, să înțelegem că a găsi întotdeauna vinovații la Bruxelles, fie că sunt neinformați, cum se zice pe la noi, sau dezinformați sau manipulați, este o simplă, cum se cheamă, deturnare de la realitate pentru să facem ca cetățenii să înțeleagă lucrurile așa cum trebuie. Insist foarte mult asupra acestor aspecte. Nu vreau să intru în alte detalii. Pot să mai spun că sper ca în România dezbaterea pe Uniunea Europeană și pe proiectele europene să fie pe chestiune. Să aud și eu de la politicienii români cum vrem să vedem o Românie. O Românie de tip federal, o Românie mai puternic integrată, cu instituții puternice europene, o Uniune unde se există o anumită corelație între interguvernamentalism și comunitarism, toate aceste lucruri trebuie discutate și nu doar în notă în cheie de competiție politică sau știu eu din alte motive. Vă mulțumim foarte mult și să sperăm că se va vorbi despre București ca despre momentul Lisabona sau momentul Maastricht. Mulțumim! Eu sper de altfel și aș încheia cu ceea, sunt absolut de acord cu ceea ce a spus, am văzut mai devreme o intervenție a președintelui României pe televiziunea națională în care vă spunea și eu sper să fie așa, să avem, să ne amintim în viitor de Sibiu ca de momentul în care s-a desenat cu adevărat viitorul Europei de aici încolo. Mulțumim foarte mult! Toate cele bune și numai bine! Mă bucură nespus faptul că un om cu experiența, competența domnului ministru pune punctul pe ei. Toată lumea e de acord că a scăzut încrederea românilor în Uniunea Europeană. Explicația de bază este aici, nu la Bruxelles. Deci, perfect de acord cu acest punct de vedere. Aș mai adăuga însă, pentru completitudine, dânsul a menționat exemplul Poloniei ca țară în care
beneficiile aderării au fost mult mai evidente decât pentru România. Aș face legătura între această discuție și una dintre cheile de rezolvare a problemelor pe care România le are în legătură cu exodul tinerilor, în legătură cu separarea diasporii de țară, în foarte bună măsură, mare măsură, problema fondurilor europene. Și aș introduce în discuție Irlanda. Una dintre țările exemplu, alături de Polonia, pentru cum pot fi folosite fondurile europene pentru a construi infrastructură, pentru a rezolva probleme, pentru a reduce migrația, este legată de bună absorție a fondurilor europene. Deci, simplu, această încredere nu e doar sentiment subiectiv. Faptul că încrederea românilor a scăzut în Uniunea Europeană, asta înseamnă, odată, un lucru pozitiv, care e foarte rar subliniat în spațiu public. Vă uitați la mine, ce e pozitiv în asta? Gândire critică. Cei 90%, 80 și ceva la sută de români care ziceau în 2007-2008 încredere în Uniunea Europeană, nu putem să susținem că aveau gradul de informare pe care îl are românul mediu în clipa de față în legătură cu instituțiile europene. Deci, simplu, este o schimbare de atitudine pozitivă în sensul că și scepticismul și încrederea sunt evaluări informate. Deci asta este un lucru bun. Problema este că dincolo de această chestiune cu informarea, este vorba de slaba utilizare a fondurilor europene pentru a rezolva probleme de sănătate. România, în continuare, este țara cu cea mai proastă stare de sănătate din Uniunea Europeană și putem extinde lucrurile și, dacă tot avem foarte multe lucruri și nu le ducem la capăt, aș mai zice o cifră, că toți ziceați că sunt profesor de statistică, care merită să fie discutată în spate. Nu zic la întâmplare așa, nu, am venit de acasă cu ea pe agendă, precis. Rata șomajului. Dacă fericirea n-a avut succes foarte mare, schimb registru. Trec la rata șomajului. România se laudă pe bună dreptate că are un șomaj undeva la 5%, cam atât acolo este, mult sub media Uniunii Europene, deci e bine. Nu e bine. Pentru că ne uităm pe date superagregate. Dacă ne uităm la rata șomajului pentru tineri, cei de care noi tot vorbim, noi sociologii, acolo nu mai e așa. Gata. Deja. Ne aflăm peste media Uniunii Europene și încep întrebările. Evident că, cum să spun, sunt departe de aroganța, nici vorbă de așa ceva, de a spune că știu soluții. Dar cred că un diagnostic bine pus ne ajută să rezolvăm problema. Și întrebarea e următoare. Nu mai e la dumneavoastră, că nu vreți să fiți prim-ministru. O pun așa în eter. Doamne, cum se face că în țara cu cea mai mare rată de plecări în străinătate din Uniunea Europeană, România, noi exportăm șomași. Că oamenii care n-au de lucru se duc și lucrează în altă parte și, ok, de-aia avem numai 4-5% pe total țară. Deci cum se face că trimitem oameni și ajung să fie ocupați în străinătate, dar când e vorba de tineri, ne aflăm peste media în Uniunea Europeană și mai ales, cum să zic, aș mai face o sugestie. Dacă chiar vrem să facem pași înainte, în materie de politici de dezvoltare, migrație, ne folosește comparația cu media Uniunii Europene, dar ne folosește foarte tare, mai tare, o altă comparație. Comparația cu țările din Europa Centrală și de Est, pentru că sunt mai aproape de noi. Și atunci, cu cifrele pe care nu vi le dau, dar sigur le am în minte cum trebuie, știm așa că pe șomaj al tinerilor între sub 25 de ani, asta este formularea, numai Croația mai este peste noi și la nivelul nostru doar Slovacia. În rest,
Polonia jos, Cehia jos, Ungaria jos. Asta este o problemă. În momentul în care ai băgat cifra asta în discuție, ai deja parte din răspunsul la întrebare de ce exodul tinerilor n-au unde să lucreze. Este o neconcordanță structurală între ce oferă piața forței de muncă de aici și ceea ce interesează pe ei. Gata, am închis paranteza. Pur și simplu este o temă de discutat în spațiu public. Cum e, doamna profesor? Nu, voiam doar să fac, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, vis-a-vis de rezultatele care se obțin la Eurobarometru și de faptul că avem o reducere a percepției pozitive sau a gradului de încredere. E de văzut perioada în ansamblu și să nu uităm că a fost o perioadă străbătută de multiple crize. Crize pe care le-au resimțit cetățenii din Uniunea Europeană și e vorba de criza economico-financiară anii 2008, 2009, 2010, 2011, apoi la criza economico-financiară s-au adăugat criza migrației, atacurile teroriste, pericole externe și așa mai departe. E o perioadă, a fost o perioadă și este în continuare o perioadă foarte complicată și dacă vă uitați pe evoluția gradului de încredere în Uniunea Europeană, puteți constata că este căderea asta bruscă exact pe perioada crizei și apoi o revenire. Dar nu numai criza economică, au fost multiple crize. În cazul României și noi urmăm un trend, sunt întru totul de acord. Înainte de 2007, sigur, așteptările erau foarte mari, de fiecare dată se spunea că românii privesc Uniunea Europeană ca un fel de Moș Crăciun, care o să vină cu sacul plin și o să le umple la fiecare, știu eu, gentuța. Cu siguranță că pas cu pas ne-am dat seama că până la urmă Uniunea Europeană este o zonă în care te miști, există mobilitate, lucrezi, câștigi, ai drepturi, ai obligații. Întru totul de acord și cu ceea ce spunea domnul profesor, e un discurs populist pe care îl putem regăsi și la noi și îl regăsim și îl regăsim și în multe alte state ale Uniunii Europene. Tot ceea ce este bun se datorează nouă, guvernului nostru, tot ceea ce este mai puțin bun și ceea ce nu merge bine, nu merge bine pentru că lucrurile astea vin de la Bruxelles. Este un discurs care pare a fi copiat de liderii naționali din diferite state membre. Deci nu este numai un discurs pe care îl auzim la noi. Ceea ce facem noi este bun. Dacă nu putem face mai mult, nu facem pentru că nu suntem lăsați de Bruxelles. De foarte multe ori se întâmplă să venim cu un astfel de discurs și pentru că nu putem înțelege cum funcționează până la urmă Uniunea Europeană. S-a mai și spus că la 13 ani după momentul intrării în Uniunea Europeană avem în continuare percepția asta de stat candidat, nu de stat membru. Ne-am bucurat foarte mult că avem președinția și este foarte bine, dar pe de altă parte știm foarte bine că de 12 ani, 13 ani suntem membri în Consiliul Uniunii Europene, în fiecare din consiliile respective. Atâta doar spuneam că am schimbat locul la masă. Acum am trecut pe post de moderator, nu mai stăm pe post de participanți. Avem comisar european, avem membri în Parlamentul European, deci suntem parte din procesul decizional. Dacă lucrurile merg bine sau nu merg bine, este și pentru că noi poate nu facem destul sau nu facem suficient, dar mecanismul nu este chiar foarte bine înțeles și atunci foarte multe lucruri pot să apară. Am vorbit despre tineri, să urmărim doi tineri, unul de la Oxford și altul din Montreal. Cred că cea mai pregnantă concluzie, chiar dacă se vorbește despre un număr covârșitor de români plecați, totuși gradul și modul în care ei se organizează nu are un impact pe termen lung, din păcate. Bineînțeles cu anumite excepții, dar trebuie să fortificăm modul în care românii decid să-și construiască influența în străinătate, ca interesele lor și ale comunității să fie cât mai bine reprezentate în afară, să se bucure de reprezentativitate politică în statele de reședință, dar și în România. Și cred că acesta este efortul pe care trebuie să-l depunem și scopul, obiectivul spre care să tindem în viitor. Să avem o viziune strategică de implicarea diasporei și iarăși o viziune strategică, modul în care decidem ce fel de diasporă vrem și asta vorbesc cu vocea instituțiilor din țară. Chit că avem peste 451.000 de români în prezent în Marea Britanie, să spunem, gradul de asociere este foarte scăzut. Asta pentru că este un val de migrație în Marea Britanie relativ recent.
cultura organizațională și cultura de muncă nu permite foarte mult implicarea în acțiuni voluntare, dar cei care se implică sunt și extrem de activi. Și sunt organizații umbrelă care au activat de foarte mult timp și aș numi aici Nicolae Rațiu Foundation, nu știu, care ne oferă sprijin și care într-un fel ne oferă așa un imbol de a continua. Face o deosebită plăcere să mă adresez televiziunii române. E o situație particulară și aș spune fericită în Canada, datorită faptului că multiculturalismul în care se inserează și comunitatea românească, în special din Montreal și din provincia Quebec, face parte din instituțiile canadiene, înrădăcinată fiind prin Constituția din 1982, ceea ce permite nu doar comunității românești, ci în general comunităților culturale ale rezidenților străini care se stabilesc în Canada să conlucreze împreună, să coabiteze și să-și păstreze totodată identitatea și rădăcinile din țările de proveniență. Și studiul la care lucrează dumneavoastră? Studiul la care lucrez și pe care îl voi împărtăși colegilor și distinșilor invitați astăzi vine să reflecte acțiunile pe care le-am întreprins, în special în ultimii ani, în ceea ce numim practica transnațională. Aș sublinia doar un element important, câteva teme și inițiative comune pe care le putem dezvolta în acest cadru de colaborare transnațională Uniunea Europeană-Canada. Și care este rolul comunității românești? Pentru că primăria din Montreal are și un român. Da, este vorba de doamna Magda Popeanu, de origine română, este viceprimar. Este chiar persoana care se ocupă cu partea culturală, mai nou, în urma unei remanieri făcute acum câteva săptămâni în cadrul cabinetului primăriței Valérie Plante. Ce le doriți tinerilor români? Pentru că sunt studii care arată că aproape jumătate dintre ei își doresc să studieze în străinătate. Este o foarte bună alegere, sunt pentru așa ceva. Eu însumi am făcut-o, n-aș fi coerent cu mine însumi dacă nu aș recomanda un astfel de pas în cariera fiecăruia. Îți oferă o deschidere și o dezvoltare pe care ulterior poate fi folosită în viața de zi cu zi. Dar România educată se face acasă. Se face acasă până la un anumit punct, atâta timp cât există ulterior interconexiuni și interacțiuni între cele două sisteme. Cred că suntem într-o situație de câștig-câștig pentru fiecare dintre părți. Câștig-câștig pentru ambele părți. Pentru cei de acasă, pentru ambele părți. Nu uit că ceasul nu ne ajută. Drept care mă duc direct la sugestii de soluții. Cum facem să, îmi place formula, înrădăcinăm diaspora în mai mare măsură acasă? Care sunt? De unde pornești? Aceeași chestiune. E altă fațetă a problematicii pe care am început să o discutăm. Și ar fi două direcții pe care le-aș pune în evidență pe această temă. Unu, înțelegerea. Ideea că diaspora este omogenă e utopie. Trebuie înțeleasă diaspora. Știți foarte bine că aveți experiența străinătății mult mai mult decât mine, spre exemplu. Trebuie înțeleasă pe țări, pe vechime, pe grupări ocupaționale, în detalii. Doi, trebuie înțeleasă proiecția, în ghilimele, proiecția diasporei din străinătate în țară cu rudele de acasă. Ai o Românie care este foarte legată, părinții, frații, prietenii de cei din străinătate. Aș face așa un comentariu, dacă tot alegeri n-am avut vreme să discutăm așa. S-a tot comentat în 2009, 2014, 2016 că diaspora din străinătate a înclinat balanța nu știu ce direcție. Poate, dar mai ales proiecția diasporei din străinătate acasă, mai departe. Las la o parte exemplu electoral. Știm o mulțime de comunități, sate, orășele, comune din România care au asociații făcute împreună cu cei din străinătate. Iată exemplu. Iată exemplu.
Încât Țara Făgărașului, după recomandarea generică, trebuie înțeleasă diaspora pe liniile fine de structurare, a doua recomandare, simplă, ca bună ziua, trebuie să multiplicăm pe toate căile posibile legăturile cu ei, atâta tot. Și pentru că nu știu cât, cum trece timpul rău, repede. A trecut. N-a trecut, nu. Atât mai zic. Trebuie început din regândirea legăturilor la nivel de parlament. Ideea că ai doar 6 parlamentari care reprezintă diaspora. Pentru, nu sunt 3.600.000 cu drept de vot, sunt 2 milioane și ceva, tot puțin. Deci aia este temă care trebuie discutată. Știu, mi-aduc aminte de la discuțiile care au existat în spațiu public, cea mai comodă soluție este să spui, avem o lege care zice că există, zic o cifră, a doua, avem 700.000 de români cu pașaport de tip cetățean român cu domiciliu în străinătate. Și că, nu, și că simplu trebuie schimbată legea, că e proastă. Vă promitem o ediție pe acest subiect, pentru că este foarte important. Doamna director, la probleme europene. Putem să le legăm, problema demografică nu este doar o problemă românească, este chiar o problemă europeană. Noi aici discutăm despre relația cu diaspora, dar la fel de bine cred că putem să discutăm în România și domnul profesor are cu siguranță foarte multe informații, să discutăm despre regimul demografic românesc, despre faptul că populația scade, de știu, rata natalității, rata mortalității, spor negativ, deci devin lucrurile extrem de îngrijorătoare în cazul nostru, cu impact asupra pieței muncii. Nu mai avem oameni care să lucreze. E foarte interesant și de discutat pe zone, pe domenii. Știm că, iată, apare în acest moment, a apărut deja, o criză teribilă pe zona medicală. Ea era anunțată, dar acum chiar se resimte. Și putem să tot discutăm despre asta. Sigur că putem discuta, pe de altă parte, cu asta cred că am început, cu ce fel de politici sau care ar fi politicile prin care eventual am putea. Nu știu dacă, formula ar fi opri exodul. Pentru că, până la urmă, mobilitatea, eu spun că ar trebui susținută mobilitatea. Avem suficiente persoane care merg, învață, se întorc, iar merg. Deci, mobilitatea trebuie susținută. Tinerii care sunt la Oxford sau în alte părți, iată, în viitorul cadru financiar multianual se propune deja dublarea programului Erasmus. Bine ar fi, și vedeți, toate se leagă, ca acești tineri care la un moment dat merg să învețe și nu mai găsesc o motivație suficient de puternică pentru a se întoarce să lucreze aici, să o găsească motivația respectivă. Să o găsească pentru că ea este oferită de, de societatea în care noi trăim. Dar aici iarăși ajung la ce spune domnul profesor, închid rotund discuția. Unde sunt instituțiile eficiente, performante? Indiferent că sunt din administrație, din educație, din sănătate, infrastructură și așa mai departe. Pe cine dăm vina? Și ajungem la domnul ministru Comănescu. În niciun caz nu dăm vina pe alții, cred că e bine să dăm vina pe noi. Deci, bun, și întorcându-mă la direcțiile pe care Uniunea Europeană și le propune pentru viitor, își propune într-o declarație politică, declarația de la Sibiu este o declarație politică, este o declarație politică care va fi ulterior adoptată la Consiliul European din iunie. Sigur, ea poate doar trasa niște direcții. Nimeni nu îți poate garanta că aceste direcții care sunt trasate acum și care poate sunt extrem de interesante vor fi și urmate. Dar trasează niște direcții. Domnul profesor Pușcaș punea în discuție și modelul de integrare, un model de integrare cu mai multe viteze sau poate o Europa integrată în care încercăm să mergem cu toții în aceeași direcție. Nu intrăm foarte mult în detalii tehnice, ca să spun așa. Europa cu mai multe viteze deja există. Unii sunt în euro, alții nu sunt în euro. Unii sunt în Schengen, alții nu sunt în Schengen și lista poate continua.
ce va fi mâine, deci ceea ce se dorește a fi mâine, o Europa mai puternică, o Europa mai unită, o Europa care să protejeze mediul. Problema mediului revine tot mai mult și cred că simțim și noi cu toate aceste fenomene meteo extreme că într-adevăr problema mediului nu este una artificial pusă în discuție, ci este una reală. Deci o Europa unită, o Europa care să ne protejeze, o Europa care să susțină mediul, o Europa a valorilor. Problema valorilor revine și revine puternic. Ar fi de discutat probabil în altă emisiune ce înseamnă să susții valorile europene și cum să pui în legătură valorile europene cu politicile europene. Domnule profesor, neapărat vom organiza o emisiune punctuală pe această temă, cum legăm mai mult diaspora de țară, condițiile instituționale pentru a facilita votul tuturor românilor cu drept de vot din străinătate, pentru că ați adus, iată, în discuție chestiunea pașapoartelor CRDS, cetățeni români cu domiciliul în străinătate. Până la urmă, și cum este mobilizată diaspora în diverse proiecte civice, pentru că a fost anul trecut, anul centenarului, iată 100 de ani de la Marea Unire, și românii din străinătate au dovedit această dragoste de a se întâlni, de a se uni. Au fost 10 gale, 100 pentru centenar, s-au chemat acestea atât în Europa, organizate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, cât și în America, în Israel. Dar, într-adevăr, e nevoie de o Europa valorilor, de o Europa și o Românie în care tinerii să-și dorească să rămână. Și în 3 minute o să mai avem un exemplu al unui foarte tânăr analist politic care a sosit astăzi de la Chișinău la Sibiu. Este colega noastră de la TVR Moldova, moderatorul emisiunii Punctul pe Azi, Victoria Bucătaru. Bună seara, Victoria, de la Chișinău la Sibiu. Da, bună seara. Care este atmosfera acum, în 2 minute? Ce ai simțit tu, percepția ta, dragă Victoria? Și cu ce gânduri pășești și aștepți ziua de mâine? Să știți că a fost o atmosferă și plăcută, dar în același timp și tensionată. Probabil cel mai important a fost mesajul transmis de către domnul Iohannis atunci când și-a ținut discursul, iar mesajul principal a fost acela că avem nevoie de politici europene convergente, fără fragmentări. Este un mesaj foarte puternic, ținând cont și de alte mesaje pe care le-am putut auzi astăzi, și anume un mesaj care ține de Europa celor câteva viteze sau Europa mai multor viteze, ceea ce înseamnă că totuși în momentul de față se discută viitorul Europei. Și acest lucru l-a scos în evidență și domnul Iohannis când a zis că mâine Europa va fi în România și practic la Sibiu se va decide care va fi viitorul Uniunii Europene și cum va arăta aceasta. De asemenea, un element foarte important pe care l-a menționat domnia sa a fost și un mesaj legat de acea dorință pe care ar trebui să o aibă atât politicienii în statele membre ale Uniunii Europene, cât și liderii europeni de a fi mai aproape de cetățeni și ca ceea ce înseamnă Uniunea Europeană să fie mai pe larg înțeles de către cetățenii membri ai Uniunii Europene. Deci, practic, comunicarea care ar trebui să devină una strategică și un element important în politicile pe care le vor defini liderii europeni aici în România, la Sibiu. Dumnealui de asemenea a menționat că doar împreună cu cetățenii noi putem fi mai puternici, doar ascultând necesitățile acestora, Uniunea Europeană poate fi puternică. Este un mesaj foarte important și cel puțin noi în Moldova ne dorim foarte mult ca aceste mesaje pe care le-a transmis domnul Iohannis să fie auzite de către liderii europeni, pentru că după cum menționasem
mai înainte, este foarte evident faptul că acum Uniunea Europeană se află la o răscruce și este foarte important să se decidă care vor fi politicile următoare și cum va vedea de asemenea Uniunea Europeană parteneriatul cu statele din vecinătate, parteneriatul estic fiind un instrument și statele din vecinătatea estică așteaptă deja de ceva timp acel mesaj, acea viziune a Uniunii Europene în ceea ce privește relația cu statele din Europa de Est și în principiu Republica Moldova. Mulțumim foarte mult, Victoria, și te vom urmări pe această temă la emisiunea Punctul pe azi la TVR Moldova după ce vei pleca de la Sibiu și vei reveni la Chișinău. Mulțumesc foarte mult și spor la treabă mâine! Vă mulțumesc și eu foarte mult și vă doresc o seară frumoasă în continuare! Concluzii în 5 minute, poate ar fi necesar să facem un bilanț al lunilor acestea de președinție a Consiliului Europei, pentru că am avut peste 200 de dosare active. S-a făcut deja un bilanț la 100 de zile. S-a făcut un astfel de bilanț pentru că principala atribuție a Consiliului Uniunii Europene este cea legislativă și atâta vreme cât Parlamentul European a intrat în perioada electorală și am rămas cu o lună mai puțin. Exact, undeva pe la începutul lunii aprilie a început campania electorală. Exact. Asta înseamnă că perioada legislativă a Consiliului alături de Parlament a fost ianuarie, februarie, martie și foarte un pic din aprilie. Deci există un bilanț. Bilanțul este unul favorabil pentru că foarte multe dosare au fost închise. Cred că am văzut cifra de 90 de dosare închise. Pe de altă parte, există un bilanț al Comisiei Juncker, care la rândul ei, fiind la final de mandat, face și ea un bilanț. Și cu siguranță că dosarele închise sub președinția României fac parte din bilanțul Comisiei Juncker. Numărul de reuniuni a fost 1000 și ceva în acest 100 de zile, asta înseamnă ceva 11 reuniuni pe zi, deci a fost o președinție dinamică și care în mare și-a atins obiectivele. De ce zic în mare? Pentru că au fost și unele obiective destul de ambițioase, cele anunțate anul trecut legate de negocierea cadrului financiar multianual, dar trebuie să le judecăm cât se poate de realist. Nu era un obiectiv care să poată fi atins indiferent cine ar fi avut președinția în acest semestru. Indiferent cine. Cu alte cifre să mai rămâne, pentru că am văzut că ați notat... Deci era o cifră pe care cred eu că e bine să o aducem totuși în discuție. Este cea legată de fluxurile financiare, de costuri și beneficii. E o temă care se pune frecvent în discuție legată de faptul că România contribuie la bugetul Uniunii Europene cu sume foarte importante și nu beneficiază la rândul ei de astfel de sume. Și atunci m-am uitat și eu pe site-ul Ministerului de Finanțe, fluxurile financiare din 2007 până în 2013 și mă uit așa ca să-ți dau cifra cu exactitate, intrările 51 de miliarde de euro, ieșirile 17 miliarde de euro și pentru politica de coeziune și pentru politica agricolă, deci un solt net favorabil, 34 de miliarde. Sigur că apartenența României la Uniunea Europeană nu trebuie măsurată doar financiar. Din punctul meu de vedere am avut de câștigat mult mai mult decât faptul că am putut absorbi mai bine sau mai puțin bine și asta e o discuție, că nu doar absorpția cantitativă este importantă, nu doar faptul că ai consumat banii, ci și cum i-ai consumat este foarte important. Dar apartenența înseamnă mai mult decât fluxurile financiare, însă ele sunt aduse de foarte multe ori în discuție. Cât dau, cât primesc, cu cât rămân. Și atunci era bine de spus că, într-adevăr, soldul este pozitiv și în România au rămas foarte mulți bani europeni. Sunteți un optimist, ați făcut această declarație. Da, eu rămân pe aceeași linie și cred că principalul avantaj al acestei experiențe de 6 luni de zile, discutând și în perspectivă, este că România instituțională, și accentuez, România instituțională va înțelege mai bine după această experiență ce are de făcut în așa fel încât să contribuim la creșterea încrederii în Uniunea Europeană. Aceasta este o primă concluzie majoră. Și în al doilea rând, cred că în aceeași discuție, pur și simplu, s-au pus
eu știu, formule de diagnostic foarte bune pe problemele pe care le avem. Gen diaspora. Mulțumesc foarte mult. A fost o onoare să fiți împreună cu noi, doamnă director al Institutului European din București, Gabriela Drăgan, domnule profesor Dumitru Sandu, iar dumneavoastră oriunde vă aflați, nu uitați. Și voi sunteți România. Avem nevoie de dumneavoastră, numai bine de acasă, la mulți ani de Ziua Europei. La revedere!